Ești o persoană cu o viață interioară intensă, plină de vise romantice și gânduri înalte. O trăsătură distinctivă a existenței tale este un spirit puternic al muncii misionare. Compasiunea și o înțelegere profundă a nevoilor spirituale și materiale ale societății te încurajează să îmbunătățești viața oamenilor. În activitățile tale umaniste, arăți devotament, curaj și dăruire. Un luptător împotriva nedreptății, discriminării și inegalității, nu te temi de nimic și de nimeni. Ești o persoană activă cu o imaginație bogată, care adoră să fie în centrul atenției. Pentru tine, viața este o aventură romantică plină de descoperiri îndrăznețe și surprize. Ca nimeni altcineva, trebuie să te simți ca o stea unui spectacol colorat, personajul principal din drama vieții. În copilărie, ai fost liniștită, sensibilă, înzestrată cu capacitatea de a crea fantezii, roluri emoționante, eroice, în care te imaginai ca fiind copil, dar mai târziu, deja la vârsta adultă, aceste fantezii sunt întruchipate în realitate. Dacă trește o viață relativ calmă, vei continua să ai fantezii, introducându-te ca personaj principal în aventuri captivante. Mai devreme sau mai târziu, vei ajunge să înțelegi nevoia de autoexprimare. Semnul tău zodiacal aparține constelației săgetător. Semnul zodiacal săgetător este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități, amabilitate, entuziasm, lipsa delicateții ești energică, iubești natura, ai o sete mare de independență spirituală. Viața ta este afectată de maestosul și spiritualul Jupiter. Această planetă îți oferă noroc și bunătate, energie și generozitate, dar nu fără gropi aici. Sinceritatea și ambiția ta pot fi echilibrate de frivolitate, o tendință de a-ți asuma riscuri. Generozitatea și complianța pot ajunge în motivație și neglijență excesivă, iar vitalitatea ta poate fi dispersată datorită mișcării în toate direcțiile simultan. Conștientă de numeroasele tale abilități și virtuți, poți fi lovită de vanitate și aroganță, care, la rândul lor, pot duce la dezvoltarea ipocriziei și a pasiunii pentru plăcerile vicioase. Ar trebui să te bazezi pe spiritualitatea ta deosebită, evitând complexele napoleoniene și disprețul față de ceilalți. Iubirea de divertisment și senzualitatea dezvoltată te poate duce la diverse tipuri de dependențe. Ești plină de bunăvoință, dar un aventurier etern, generoasă și în același timp ambițioasă. Jupiter, patronul tău ceresc, îți dăruiește cu generozitate o spiritualitate dezvoltată și vigilență pentru bogăția materială, dorința de a te dezvolta și dorința arzătoare de a primi recunoașterea tuturor virtuților tale. Nu este surprinzător faptul că atât de multe trăsături izbitoare intră în conflict, formând o personalitate extrem de interesantă, dar destul de complexă. Așadar, fiind o persoană maestuoasă și elegantă, ar trebui să-ți asculți impulsurile generoase, dar nu să-ți diminueze motivația. Trebuie să dai frâu liber sociabilității și prieteniei, fără să ajungi din ipocrizie, să te bucuri de impulsivitate, dar să-ți controlezi acțiunile și consecințele lor. Deoarece Jupiter gestionează cele mai profunde programe ale psihicului tău, Adesea este dificil pentru tine să separi influențele externe de caracteristicile inerente ale personalității tale. Ar fi minunat să poți stabili în convingerea ta că orice schimbare este posibilă din interior și că mereu vei avea suficientă forță pentru asta. Guvernatorul tău astral este Jupiter. De la acesta tu primești pasiunea pentru tot ceea ce este prestigios, succesul în învățarea limbilor străine. Interesul pentru ceea ce s-a întâmplat de multă timp, pentru istorie și filozofie, pentru cunoașterea omului și psihologie. Jupiter este patronul pentru profesorii universitari, agenții de turism și al agenților matrimoniali. Planeta ta în exil este Mercur. Lui Mercur îi poți mulțumi pentru percepția numai a informațiilor care sunt în concordanță cu convingerile tale, precum și pentru ta de obiectivitate. Ești unică, misionară și filozof, visătoare și idealistă, dedicată activității umaniste, aspectul social este prezent în orice activitate ta, ai o înțelegere profundă a nevoilor și compasiunii umane, percepi orice nedreptate dureros, ai tendința de a lupta cu manifestările nedreptății în mod sincer, curajos, încercând să eradichezi inegalitatea, trăiești într-o lume subiectivă. Iar opiniile tale despre diverse situații sunt în multe privințe, diferite de opiniile prietenilor, asociațiilor și rudelor, de exemplu, alții pot fi destul de mulțumiți de status quo-ul existent, în timp ce tu vezi nevoia de schimbare. Poate că, în acest fapt, îți manifeste orientarea ta către acte eroice, de care numai o persoană fără compromisuri este capabilă, în raport cu copiii tăi și cu cei dragi te comporți ca un protector și patron orb. Gata cu orice preț pentru a-i proteja pe cei dragi din tale de diverse confruntări din lumea exterioară. A îndeplini un astfel de rol de-a lungul vieții este destul de dificil, deoarece circunstanțele schimbătoare necesită, de regulă, noi reguli de comportament. Astfel, dacă decizi să te dedici unei cauze nobile a îngrijirii celor din apropiere, trebuie să fii cât mai flexibilă. Poate că ar trebui să reconsideri întreaga gamă de responsabilități pe care ți le asum și să treci de la ceva spectaculos la ceva pur practic. Dacă agresivitatea prevalează în tine, aceasta nu trebuie în niciun caz să fie lăsată fără control, deoarece poate provoca înstrăinarea de la prieteni și cei dragi. În general, este mai bine să-ți mai strâns caracterul capricios. Atingerea maturității, care aduce calm, este o perspectivă favorabilă pentru tine. Depășirea obstacolelor și provocărilor sorții este o parte integrantă a personalității tale și totuși o condiție indispensabilă pentru fericire este capacitatea de a da cu ușurință celorlalți și de a fi tolerantă în diverse circumstanțe. Odată cu apariția înțelepciunii, începi să-ți regândești rolul în această viață devenind mai orientată filosofic și mai obiectivă, poți aduce un beneficiu mult mai mare societății. Cum afectează data de 9 decembrie soarta ta? Ești fermecătoare, creativă și activă. Te remarci prin viclenie, intuiția geră și iubire de risc, poți fi instruită rapid și poți înțelege cu ușurință informații noi. În spatele încrederii totale în tine se află o natură delicată sensibilă te distingi prin imaginație vie și dorință de creativitate, ești pregătită să împărtășești tuturor speranțele și planurile tale. Seta de autoexprimare explică emoționalitatea excesivă și pofta de spectacol. Creativitatea este în plină evoluție și lasă o amprentă în toate sferele vieții tale. Imposibilitatea exprimării de sine și a condițiilor care te fac memorabilă îți aduce o dezamăgire profundă și un sentiment de inutilitate. Ai un sentiment accentuat al datoriei și responsabilității, așa că nu vei promite niciodată ceva pe care, evident, nu îl vei putea îndeplini. Atunci când apar situații de forță majoră, vei încerca tot posibilul să-ți păstrezi cuvântul, chiar în detrimentul tău însăți. Valorile tale de bază ale vieții sunt stabilitatea, ajutorul și grija pentru persoanele dragi, familia. Odată cu prosperitatea în aceste domenii, câștigi armonie spirituală, care este cel mai puternic catalizator pentru dezvoltarea potențialului tău creativ, îți poți găsi chemarea în pictură, muzică și actorie, te poți manifesta în orice domeniu și poți obține rezultate ridicate. Pentru aceasta este important ca în activitățile tale să beneficieze de oameni demni, aceasta este cea mai puternică motivație pentru tine, abilitatea de a găsi cu ușurință un limbaj comun, de a conduce discuții, capacitatea de a transmite gândurile, de a organiza activitățile unuia și altuia, precum și arta naturală îți deschid multe oportunități îți este foarte greu să înduri singurătatea și preferi să-ți petreci tot timpul liber cu familia sau compania zgomotoasă. În relații, ești atentă, dar și solicitantă. În primul rând, ai stabilitate în sentimente, te străduiești să menții căldura și apropierea spirituală cu tovarășul tău de viață și să foarte dureros eșecul. Ești loială și credincioasă, dar nu manifesti toleranță atunci când ești limitată și aspiri la libertatea personală. Pentru o relație lungă și puternică, trebuie să alegi un partener care nu va pune presiune asupra ta. Pentru cei dragi, ești pregătită pentru multe, dar nu vei cădea niciodată într-o dependență completă de o altă persoană. Privești relațiile ca pe o aventură romantică și o etapă pentru noi descoperiri și oportunități, rar. Există focare de agresiune, dar trebuie controlate pentru a menține relații armonioase cu cei dragi, manifestarea emoțiilor negative are un efect devastator asupra ta. Îți iubești, orbește copiii și îi protejezi de orice adversitate și probleme. Pentru tine copiii sunt întotdeauna pe primul loc. Această atitudine și dorința de îngrijire este menținută de-a lungul vieții. Dragoste și compatibilitate În dragoste, Ești un partener pasional și grijuliu, sociabilă, prietenoasă și generoasă, te străduiești să te apropii de o alianță fidelă pe termen lung, dar uneori ai nevoie de timp pentru a gândi singură cu tine însăți despre problemele de zi cu zi, este poate momentul în care un partener te poate deranja cel mai înfiorător, adică atunci când ai nevoie să fii doar cu tine însăți, lei și berbecul sunt cea mai potrivită pereche pentru tine. Dacă uniunea are loc în aninte de vârsta de 28 de ani, vei putea coexista în condiții egale, fără a vă suprima libertatea reciprocă. În astfel de uniuni nu există loc pentru gelozie, împreună veți forma un tandem puternic, inspirându-vă reciproc pentru noi realizări. După vârsta de 30 de ani, singura opțiune viabilă pentru tine rămâne un săgetător el va accepta cu ușurință comportamentul tău extravagant, îți va oferi completă libertate pentru că o cere și el, și cel mai important, îți va respecta cu sfințenie spațiul tău personal, pentru că și el are nevoie de același lucru. Singura condiție însă este ca partenerul săgetător să fie mai în vârstă ca tine și de preferată la a doua căsătorie cu pești și fecioara îți poți arăta calitățile de conducere jucând prima vioară dintr-o relație. Scorpionului este greu să te înțeleagă, din cauza dorinței lui de a fi întotdeauna cel mai bun din toate. Balanța și Capricornul nu vor putea înțelege dorința ta constantă de schimbare și pofta de aventură, astfel încât o astfel de relație, cel mai probabil, nu va fi armonioasă. În dragoste o opțiune ideală este vărsătorul, dar este bine să-l păstrezi în zona de iubit. Sub același acoperiș vei exploda deseori din cauza lipsii lui de chipzuință, cheltuielilor excesive și răcerii așternute odată cu praful pe actul de căsătorie. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră Lumea ta interioară este mult mai interesantă decât cea exterioară, ai tendința să visezi, îți creezi propria lume de vise, în care îți poți trăi întreaga viață, tot ceea ce este extern pentru tine este secundar, dacă este posibil să te răsfăți în vise fără să te preocupi de viață, poți rămâne în nirvana ani de zile la rând, poți fi dificil de stârnit, totul să se potrivește în lumea interioară, de ce de ce încordare în exterior, vezi viața ca o aventură romantică, și în mod similar te referi la muncă. Pentru tine, relațiile din echipă sunt mult mai importante decât procesul și rezultatele activităților. Aceste lucruri te împiedică să faci o carieră. Fiind un profesionist excelent, rară ori ieși în evidență. Vina constă în toate prioritățile greșite. Îți este recomandat să faci o revizuire a priorităților dacă dorești să primești o promovare și o creștere a compensațiilor materiale. Sănătate și boli. Introvertită, ar trebui să eviți imersiunea totală în lumea iluziilor și a viselor, iar dacă ești extrovertă, este extrem de important să-ți controleze impulsurile agresive. Agresiunea ascunsă îți dăunează personalității. Manifestată, Distruge relațiile cu ceilalți, trebuie să deprinzi antrenamentul autocontrolului. Din punct de vedere fizic, ai o sănătate excelentă, doar obiceiurile rele o pot strica. Trebuie să eviți consumul de alcool, tutun, droguri, tranquilizante, stimulanții de orice tip, inclusiv cofaina Sunt recomandate exerciții fizice, gimnastică, aerobic, alergare, dar trebuie să ai grijă specială asupra oricărui factor de risc. Destinul și norocul, universul ți-a dăruit o natură închisă, răbdătoare, secretă. Ești relativ greu de apropiat cu oamenii. Lipsa de tact și capacitatea de a conduce o conversație este un obstacol pentru tine. Trebuie să devii mai diplomată, primitoare, să înveți să faci cunoscuți noi, să construiești parteneriate corecte să stabilești contacte cu oamenii potriviți și să porți conversația și negocierile potrivite. Schimbându-ți caracterul, vei putea să creezi condiții de viață confortabile pentru tine însă Îți Sfaturi pentru tine. Ai o natură sensibilă. O astfel de persoană este ușor de jignit. Nu acumula emoții negative, nu-ți face planuri de răzbunare. Spune adio pentru infractori pentru propriul confort psihologic îndrăznește să devină în sfârșit obișnuită. Nu întotdeauna trebuie să fie o stea. Descoperă micile bucurii ale lumii exterioare, trăiește și lasă-i pe alții să trăiască. Nu lăsa mânia să prevaleze, găsește o modalitate fiabilă de a o îmblânzi. Stai ferm pe picioarele tale. Ce cadouri ți se potrivesc? Natura ta este pasională, curioasă, păstrând copilăria naivă. Cu toate acestea, nu vei dori ca nimeni să ți devină dușman. Este extrem de periculoasă, săgețile ascuțite ale sarcasmului sunt direcționate de mâna fermă a rațiuni, distrugând voința și spiritul inamicului. Dacă cineva dorește să-ți facă un cadou bun, ar trebui să țină cont nu numai de regulile generale, ci și să asculte acest sfat, ai grijă să nu calci pe coada săgetătorului tu ești prietenoasă până când simți pericolul sau minciuna. Și tu urăști mai ales minciunile și nu știi cum să le ierți. La un cadou greșit, vei simți cu ușurință o atitudine nesinceră față de tine însă și îți va fi extrem de dificil să-ți schimbi impresia. Ce să ți se ofere pentru a ți place cu adevărat cadoul? Un abonament de la sala de sport, piscină, sauna, echipament sportiv sau echipament pentru exerciții? Smartphone, armament mic, chite de drumeții, termos, binoclu, busolă și lanternă, un abonament anual la presa scrisă preferată, albume de artă, discuri de vinil rare, cu siguranță nu vei refuza o vizită turistică într-o țară exotică, o săritură cu bangi, o plimbare cu balonul sau o lecție de acrobatică cu aeronave mici, vei accepta fericită cadouri farse? Vei găsi un cadou sub strigătele de caldrece legată la ochi, un cadou cu mor, de exemplu, o praștie sportivă într-o cutie cu arbalete desenată pe capac, îți va determina aprobarea. Un mic lucru etnic sau șapte elefanți retro te vor încânta, mai ales dacă o sticlă de ceva bun este atașată la tamburinul șamanului. Numai puțin despre figurine sculptate, vei fi încântată de sticlărie, pahare, pahare de vin, pahare originale și căni de bere. Vei fi recunoscătoare din tot sufletul dacă ți se va oferi un serviciu de porțelan sau o pereche de căni de ceai din aur de colecție. Albume și cărți despre artă și gătit plus felicitări. Dar ceea ce nu vei putea permite la ziua ta de naștere sunt discursuri lungi cu felicitări publice și o de Și mai departe nu-ți plac cadourile făcute manual, din păcate. Tu vei aprecia orice flori, un buchet elegant de salon într-o cutie cadou sau un braț de flori și erburi de luncă proaspăt culese. O varietate de flori într-un buchet și o revoltă de culori sunt binevenite. Apreciez tehnologia ușor de strecurat într-o geantă sau buzunar. Notoriul Mr. Gadget din desenele animate este un model pentru săgetător. Nu-ți poți imagina viața fără dispozitive multifuncționale compacte? precum și tot felul de gadgeturi tehnice și noutăți, în bijuterii, precum și în îmbrăcăminte, iubești totul strălucitor și neobișnuit, brățări masive cu un model etnic, măgele din turcoaz vesel precum cerul pe care îl vizezi, inele largi cu și fără pietre. Formula ta este simplă, bijuterile nu trebuie doar să fie frumoase, ci și să te înfrumusețeze ușor. Chiar și cele mai elementare elemente, mobilier, veselă, așternuturi, pot fi relevante pentru tine. Tu dedici atât de puțin timp gospodării încât poți bea ceai din pahare de plastic ani de zile. Vei arăta o îngrijorare autentică când ți se oferă ceea ce ai cu adevărată nevoie. Parfumul pentru tine este o varietate de arome florale, de parcă ai plasa un oraș plin de viață direct într-o pajiște colorată. Veselă, porți soarele în inimă așa că îți place să simți parfumurile florale discrete care amintesc de vară și de libertatea nemărginită. Poți fi recunoscută ca un cunoscător de bibeloni și suveniruri. Ai deja o mare de ele, dar cu cât mai mult, cu atât mai bine nu? Îți place în special exoticul, care îți transformă locuința într-o ramură a cabinetului curiozităților și a clubului călătorilor. Crustacei cretacice, amuletă voodoo, castaniete, tamburină de șaman, o vază din Veneția, un arece cu săgeți, totul își va găsi locul pe raftul tău ospitalier. Acest este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.